zis toate regulile de politețe, vorbesc bărbații. Andrei Răsuceanu și mie ne-a revenit misiunea plăcută de a vorbi despre Anthony Doerr și despre toată lumina pe care nu o poți vedea. E o carte în care eu, fără să am o ureche exersată în ale prozei americane, am găsit câteva ecouri, aștept să mă contrazic, Andrei, am găsit câteva ecouri discrete, adevărat, din Jonathan Safran Foer. Din anumite puncte de vedere, nu din toate, și n-aș vrea să spun că Anthony Doerr ia de la Safran Foer, pentru că nu ia nimic. E nepoliticos și imprudent să povestești despre carte, nu o să cad în cursa asta. Ajunge să vă spun că o parte din acțiune se petrece în Saint-Malo, care vă este un oraș mai familiar decât ați crede, pentru că de acolo vine Pierre Vaillant, pe care îl știți foarte bine din toate pânzele sus. Este prietenul, fostul coleg al lui Anton Lupin, da? De soi. Pierre Vaillant e pichisean. Saint-Malo este un oraș scoică pe care multe lume care n-a trecut prin Franța îl confundă cu Mont-Saint-Michel. Sunt anumite unghiuri din care cele două seamănă, dar n-au nicio legătură. Este un port la Marea Lunecii, undeva în nord-vest, dar mai degrabă vest, unde își face veacul o tânără oarbă care pleacă dintr-un Paris ocupat. În Saint-Malo se văd foarte bine fluxul și refluxul. Iar acest flux și acest reflux sunt preluate în carte. Deci eu, citind cartea, mi-am închipuit în permanență că scriitura asta merge și se întoarce. Merge și se întoarce. De altfel, cărțile și părțile acestei cărți fac un fel de navetă în timp. Suntem ban 1934, ban 42, ban 38, ban 41 și așa mai departe. În așa fel încât cititorul este activat și este invitat să nu fie pasiv și să își dea un mic obol pentru ca demersul să fie de succes. E o carte despre destin, e o carte despre umbră, lumini și nu neapărat despre simțuri, e o carte despre cât de colorată poate să fie lumea când nu o vezi. Este o carte care vă povestește de oameni, de fata aceasta, care, de exemplu, mănâncă felii de soare ud. Aia este o imagine care pe mine m-a cutreierat o jumătate de zi, să mănânci felii de soare ud. Este o întâlnire, toată lumea așteaptă, mai ales în proza contemporană de câteva sute de pagini, toată lumea așteaptă povestea de dragoste care la un moment dat explodează și lumea aceasta o să rămână sursa soaf, pentru că povestea aia nu prea e. Sunt, în schimb, jocuri de lumină și întuneric, de nuanță. Sunt, în schimb, intersectări ale unor destine. Și peste toate astea se așează scrisul ăsta ca o apă al lui Anthony Doerr. Lumina pe care nu o poți vedea e o carte de Pulitzer 2015, cum Denisa o să vă spună, mai cu amănuntul probabil. Este un roman care nu știu dacă a suscitat sau nu dezbate, nu știu dacă a fost atacat sau persiflat, dar este o carte care își merită acolatele și bilele alte. Eu vă recomand, n-aș vrea să insist, pentru că n-aș vrea să pătrund în analize stilistice sau de personaje, aș vrea să vă spun doar că e o carte care impresionează. Și nu este o carte de război, sigur, mai cad obuze, mai mor oameni, mai apar niște oameni, niște tinerei din mișcarea hitleristă, mai apare câte un major, mai apare câte un scelerat, dar nu e o carte despre război, decât în măsura în care Ciuma este o carte despre boli. Dar cum Ciuma nu e o carte despre boli și despre medicină, nici cartea asta nu este o carte despre război, deși la un moment dat se aude, cum zice poetul, al bombei șoie. Mulțumesc, Andreea, te rog. Andreea, ai legătura, așa se spune. Cred că cel mai bine reușește să ajungă la esența acestei cărți tot un prozator, iată, uneori prozatorii fac cei mai buni critici, care spune că Anthony Doerr reușește să se raporteze la lume ca un om de știință, dar să simtă lumea ca un poet. Cred că ăsta e, de fapt, echilibrul, granița aceea subțire, linia pe care se desfășoară acest roman. Exact cum spunea Radu Paraschivescu cu excelentă observație mai devreme, ca un flux și un reflux.
ai tot timpul senzația aceasta de dualitate. Senzația mea citind cartea a fost că Anthony Doerr își cunoaște foarte bine publicul. Că o carte care revizitează teme atât de folosite de proza contemporană, cum este acest fundal al doilea război mondial, care își alege două personaje, personaje copii, așa cum știți, vocile personajelor copii sunt cel mai greu de redat într-un roman. Ar fi putut foarte ușor să fie un eșec. E bine, lucrul acesta nu se întâmplă. Ar fi putut să fie un roman foarte sentimental, nu? Pentru că el urmărește, cum spunea Radu mai devreme, pe de o parte povestea unei fetițe oarbe, Marie, care trăiește la Paris împreună cu tatăl său, care încearcă cumva să-i ușureze existența creându-i o machetă a Parisului în care, cu ajutorul căreia ea să se orienteze și să poată să parcurgă străzile pe care acum nu le mai poate vedea. Pe de altă parte, povestea unui orfan, un băiețel neamț, Werner Fell, care trăiește undeva într-un orfelinat, într-un oraș german și care ajunge să se înroleze, să ajunge la o școală militară nazistă, își dorește acest lucru și abia apoi își dă seama ce alegere cumplită a făcut. Deci sunt două povești emoționante, cutremurătoare, ambele au foarte multă candoare, foarte multă nevinovăție și ar fi putut să fie oarecum dulcege. Lucrul ăsta nu se întâmplă pentru că Doerr optează pentru, în primul rând pentru o tehnică narrativă care, iată, reușește să-l facă pe cititor să nu se desprindă de carte pe parcursul celor mai mult de 400 de pagini, pentru că capitolele sale sunt capitole scurte care alternează cele două povești. Se vede că Anthony Doerr este un maestru al prozei scurte. Oricare din aceste capitole decupate, luate din carte, ar putea să constituie niște povești în sine, niște povestiri în sine. Împreună țes un roman cu o acțiune foarte complicată, cu multe fire narrative, în care cititorul însă nu se încurcă niciodată, pentru că are o știință a dozării extraordinare. Și mizează, cum spuneam, pe un anumit tip de scritură. Are niște fraze scurte, niște propoziții simple, minimaliste, percutante, întrerupte din când în când de mici imagini, cum a fost cea evocată mai devreme a feliilor de soare ude, se referea la feliile de piersică dintr-un compot, mici imagini care sunt exact așa ca niște sclipiri, ca niște scânteieri în materia acestui roman. Spuneam că Doerr se raportează la lume ca un om de știință, dar simte ca un poet. Asta simți pe tot parcursul cărții. Ea are în centru o metaforă, o metaforă a luminii. La un moment dat, micul Werner, care este așa un mic geniu al tehnicii, este un talent născut în ale tehnicii, reușește la un moment dat, copil fiind în orfelinatul despre care vorbeam, să recompună, să repare un radio la care ascultă niște emisiuni tehnice care sunt transmise de undeva din Franța. El află la un moment dat ce este de fapt lumina, care este compoziția luminii și că de fapt lumina e ceva inefabil, nu putem vedea. Putem vedea și asocia cu lumina o anumită culoare. Dar lumina e ceva, iată, în mod paradoxal, nevăzut. Și în jurul acestei metafore se creează, de fapt, întregul text. E o carte în care, n-aș spune, că poate că, într-adevăr, nu există o singură poveste de dragoste. Există mai multe povești de dragoste. Există și un plot care pare auxiliar, pare adiacent, dar care e foarte important, o să vedeți, povestea unui diamant care se numește Marea de Flăcări, pe care îl caută toată lumea, inclusiv naziștii, și care asigură posesorului său nemurirea. Îi oferă eternitatea, dar atenție, nu și fericirea. O altă metaforă de la care se dezvoltă povestea. Puteți citi această carte, cum credeți, ca o poveste despre cel de-al doilea război mondial, ca o poveste despre destinul acestor doi copii și evoluția lor, procesul acesta de maturizare rapidă prin care trec amândoi, dar eu cred că mai degrabă ar trebui înțeleasă în acest sens profund despre care am zis, căutând tot ceea ce se leagă de lumină în toate sensurile sale în cartea lui Anthony Doerr. Mulțumesc!
Îi mulțumim Andrei Răsuceanu pentru frumoasa prezentare, ca și lui Radu Paraschivescu înainte. Și trecem la o scriitoare americană. De ce am cuplat acești doi autori? Amândoi sunt aproape de aceeași vârstă. Amândoi au câte o carte care a sărit bara cea mai înaltă, ca să spun așa. Anthony Doerr cu lumina, toată lumina pe care nu o putem vedea, a fost încunoaș cu premiul Pulitzer în 2015, iar Paula McLean a debutat în forță cu soția din Paris și iată acum, cu acest al doilea roman, Zbor în jurul soarelui, a ajuns să fie considerată una dintre cele mai bune autoare de USA Today, de Publishers Week, de New York Times, iar cartea ei să fie pe locurile prime, în topurile de la Amazon.com, să fie la Amazon.com înseamnă că ai niște vânzări formidabile, altfel nu se discută, Bookpage, National Radio Program și așa mai departe. Carte care de anul trecut până acum s-a publicat în peste 25 de țări și în curs de ecranizare. Ce face această carte specială, Zbor în jurul soarelui? Ea are ca personaj principal și ies în evidență secvențe din copilăria și tinerețea acestui personaj real, care a fost de excentritate, care a creat mari furtuni în epocă, în anii 20. Este vorba despre o celebră aviatoare, Beryl Markham, care, englezoaică desigur, cum putea să fie prima mare aviatoare care a făcut un zbor solo din Anglia până în America. Ea trebuia să fie englezoaică, e clar, care și-a depășit epoca. În epocă era urâtă, acum e adulată. Așa se întâmplă lucrurile și schimbările de mentalitate. În anii 20 devine o tânără foarte, foarte excentrică în Kenya anilor 20. Și acolo se produce o mare întâlnire cu o scriitoare care vă e foarte cunoscută. E vorba de Karen Blixen. Și de aici urmează drama. O să dau cuvântul invitatelor mele din această seară și o să le rog să aleagă domniile lor care este prima. Da, mie mi-a plăcut foarte mult această carte din mai multe puncte de vedere. În primul rând, când am început să o citesc, da, ce scuze. Sandra Ecovescu, care este președinta Fundației Calea Victoriei și care probabil vă e deja bine cunoscută. Mulțumesc! Dacă la prima lectură sau la primele pagini m-am gândit că mă voi întâlni cu o lectură, să spunem, de vară, surpriza plăcută a fost, continuând călătoria în lumea minunată africană, pentru că recunosc că am o slăbiciune pentru poveștile cu exploratori și cu coloniști englezi, am descoperit că e mai mult decât atât. Dacă poate unii dintre dumneavoastră ați văzut filmul Din inima Africii sau Out of Africa, un film absolut fabulos pe care eu îl ador, cu Meryl Streep și Robert Redford, ei bine, dacă v-a plăcut acel film, o să adorați această carte. Veți descoperi, pe de o parte, tot ce înseamnă un continent pulsând de viață, unde oameni cu bani sau cu mai puțin bani de pe continentul european, englezi în cazul nostru, s-au dus să-și găsească norocul sau să-și cheltuiască averile. Ce este interesant la personajul nostru, Beryl, este că ea face parte din categoria britanicilor care au mers acolo să lucreze și să-și creeze un destin cu mare greutate.
De aceea cred că pentru cititorii de azi, dincolo de exotismul decorului în care se petrec diversele aventuri din viața ei și încercări, Beryl este un model feminin extraordinar. Nu doar poate scandaliza lumea din epocă, cum s-a și întâmplat, cum spunea doamna Denisa Comănescu în anii 20, era un personaj controversat, cu o viață complicată amoroasă, dar cel mai important, mie mi se pare că, indiferent de încercările prin care a trecut, ea s-a mobilizat de fiecare dată și a luat-o de la capăt. Și cumva, tigul zbor în jurul soarelui ne trimite cu gândul că reperul ei poate că este chiar soarele sau viața, Africa. Vom vedea, este vorba de o tânără cumva abandonată de mama ei de mică, care crește într-o lume a bărbaților, crește în preajma triburilor localnice, în preajma crescătorilor de cai, devine antrenoare de cai la rândul ei, chiar înainte de 20 de ani, prima antrenoare de cai de acolo din Africa. Deci un personaj extrem de curajos. Sunt momente în care pare a se defini în raport cu bărbații din viața ei, tată, soț, dar totdeauna ea merge mai departe. Nu este mulțumită, să spunem, de un statut social convenabil sau de un aranjament. Și mie mi s-a părut foarte interesant acest personaj, vă invit să-l descoperiți în paginile cărții și esențial, cred eu, că dincolo de toate lucrurile prin care personajul trece, este că își găsește tăria să se redefinească, să pornească de la capăt, iar finalul este absolut fabulos. Vom vedea o femeie care trece prin divorțuri, prin pierderea aproape a copilului, pierderea iubitului sau iubirii vieții ei, și își găsește puterea de a se redefini și de a deveni prima femeie pilot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Sandra Iacobescu. Să sperăm că vom lansa încă o dată această carte cu imagini, cu detalii la librăria Cișmigiu sau la librăria Crețulescu, pentru că merită. În continuare, Dana Genaru. Cele două cărți din seara asta cred că mai au ceva în comun. Au aproape 400 de pagini fiecare și fiecare dintre ele se citește cu o plăcere extraordinară. Nu spune să lași cartea din mână, pentru că dincolo de faptele istorice, fiind o biografie ficționalizată, are în ea foarte multă istorie, ceea ce contează este povestea în sine. Este o poveste scrisă curat, aș putea spune, este o poveste care curge. Și dincolo, pe cât este de apăsătoare, pe cât este de dură viața acestei femei, pe atât de plăcută este povestea, pentru că autoarea știe să nu cadă în nicio extremă. Deși avem în carte și povești de dragoste, deși avem în carte foarte multă suferință a personajului principal, nu găsim sentimentalisme, nu găsim căderi în abisuri. Este o poveste care curge, curge frumos, menținând la suprafața paginilor plăcerea de a împărtăși cititorului și de a-l integra cumva într-o poveste care trece mult dincolo de ficțiunea, de o biografie ficționalizată, pentru că, de fapt, este și un roman psihologic. Nu este doar un roman despre prima femeie care devine antrenor de cai, nu este doar un roman despre prima femeie care traversează Atlanticul, nu este un roman despre viața din anii 20 din Kenya, o Kenya, colonie britanică în care se păstrează doar aparențele, în care oamenii dau dovadă de foarte multă imoralitate, dar ceea ce contează este doar aparența, iar această femeie sparge tiparele, sparge prejudecățile și ceea ce vrea ea să facă este să fie ea însăși într-o lume care nu este dispusă să o accepte așa cum o este. Cum spuneam, dincolo de toate acestea, romanul este și un roman psihologic. Și ceea ce contează aici este puterea omului de a-și depăși frica. Este o femeie care cunoaște frica, care suferă enorm, dar găsește mereu posibilitatea, puterea de a trece dincolo de frică și este un roman al curajului de a o lua mereu de la capăt, de a fi tu însuți, de a iubi sălbăticia. Este un roman al sălbăticiei, este o sălbăticie a dorurilor, sălbăticia naturii, a fieniei. Este o femeie care se luptă să antreneze niște armăsari, cai foarte puternici, trăiește printre șerpi, colindă împreună cu un prieten din triburi, devine și prima femeie care în timpul safariurilor urmărește, găsește elefanți. Deci este o viață foarte dură,
dar este și foarte multă delicatețe în sufletul acestei femei și așa, de aceea spuneam că dincolo de toate aceste aspecte ale vizibilului, ceea ce contează este puterea personajului de a trece dincolo de tot ceea ce ar însemna obstacol sau viziunea celor din jur. Cât o privește pe Karen Blixen, celebra scriitoare, un punct central al romanului este și această relație care se stabilește între cele două femei. Sunt două femei puternice pe care le leagă o prietenie, dar nici această prietenie nu este una senină. Pentru că ele vor avea în comun nu doar prietenia și puterea, ci și iubirea pentru același bărbat. Și în roman avem și o poveste de dragoste extraordinar de frumoasă, de provocatoare, pentru că ambele iubesc singurul bărbat care le acceptă așa cum sunt. Nu este un roman feminist, nu este un roman care să scoată în evidență cât de grozave sunt femeile și ce slabi sunt bărbații. Într-adevăr, ele pentru bărbații din perioada respectivă erau o revelație. Bărbații sunt atrași de ele, dar nu pot să le accepte în viața lor așa cum sunt. Încearcă, dar orice apropiere de ele este un eșec. Și ambele se vor îndrăgosti de singurul bărbat care, de fapt, nu se poate lăsa legat de niciuna dintre ele. Nu o să vă spun cum se termină această poveste de dragoste, ce se întâmplă cu acest bărbat, dar, în prim plan, trece capacitatea fiecăreia de a înțelege pe ceilalți doi. Și de aici și frumusețea acestei povești de dragoste, care se încadrează cumva în decorul sălbatic al Keniei și este pe măsura personalității celor două femei. Aș citi partea de final, aș citi un fragment roman ca să vedeți și stilul. Este o parte din epilog atunci când reușește să zboare. De ce zboară ea? Pentru că libertatea pe care o găsește, pe care o caută pe pământ, nu este suficientă. Se îndrăgostește de acest bărbat care era și aviator, și pentru a zbura cumva, pentru a se îndepărta de bolul, de rustăciunea din viața sa, zboară. Doar după ce am îndreptat aeroplanul și mâinile nu mai tremură, îmi permis să mă gândesc la cât de mult trebuie că a tăcut motorul meu, la cât de pregătită eram să mă dau bătută în fața defecțiunii, să mă prăbușesc când am simțit că partea din spate a aeroplanului nu mă mai ascultă. Întotdeauna am avut pornirea asta, dar, de asemenea, și o busolă interioară de nădejde. Există lucruri pe care le aflăm doar când ajungem mai jos decât am fost vreodată. Ideea unor aripi și apoi aripile însele. Un ocean întunecat care să merite traversarea kilometru după kilometru. Cerul întreg. Orice suferință ne-a încercat e plata necesară pentru o asemenea minune. Cum zicea cândva Karen, e frumoasa spatele a celor vii. Mulțumim foarte mult, Dana Genaru. Două cărți de doi scriitori americani. Anthony Doerr, premiul Pulitzer 2015. Paula McLean, Zbor în jurul soarelui. Amândouă cărțile sunt cărți scrise foarte bine, sunt cărți cu o construcție romanescă remarcabilă și cu personaje de neuitat. Vă mulțumim!